Salutare și bine v-am găsit! Astăzi o să discutăm despre acest băiat care a descoperit această Biblie din 1775 iar descoperirile pe care le-a făcut sunt uluitoare Aparent, în această Biblie există a 13-a lună în calendar, numită Vader sau Vader, după cum se, se ciziaște în română despre care nu se vorbește, iar aparent, calendarul nostru ar fi un calendar roman păgân. Și, în realitate, calendarul normal ar avea 13 luni. Altă descoperire pe care băiatul ăsta a făcut-o în, în această Biblie este vorba despre 25 decembrie, luna în care se spune că s-ar fi născut Isus Hristos. Dar, în realitate, el s-a născut pe 1 aprilie. Noi ce sărbătorim pe 25 decembrie se spune că am sărbătorit nașterea lui Bal, domnul Satana. De ce spun asta? Există foarte multe cercetări făcute și sunt foarte multe evidențe cum că Isus ar fi născut pe 1 aprilie din faptul că, na, ies iezi pe 25 decembrie, n-ai niciun ied, iar în partea a lumii nu exista niciun, niciun ied în 25 decembrie. Ideea este în felul următor. 1 aprilie este ziua în care noi sărbătorim ziua păcălerii Sau cum se spune la americani, Fulls Day. Da? Ziua păcălelii sau ziua prostirii. Cine era prostul și cine era păcălitul? De la 1 aprilie? Hmm. Foarte interesant. Nu? Deci, noi sărbătorim pe 25 decembrie. Bal! Ce s-a întâmplat pe 25 decembrie? Copiii Israelului da? Cum se spune, da? Au fost executați când îl căutau pe așa zisul Iisus uh, Isus. Dacă a citit Biblia. Vă aduceți aminte că în Biblie spune că au executat toți copiii pentru că a luat naștere noul Mesia și romanii au încercat să-l găsească. Ziua aia au jerfit și au executat toți copiii în speranța că o să-l omoare, dar el a fost lăsat într-un coș, a plecat râu la vale și uite, așa a scăpat. Aia sărbătorim noi pe 25 decembrie. Masacrarea copiilor. Iar Isus a fost născut pe 1 aprilie. Care, la care na? La americani este uh, Fulls day sau ziua păcălelii. Interesant, nu? Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați un like, share, subscribe, apăsați butonul pentru notificări. Eu sunt la început, o să încerc să mă dezvolt, na, că simt scuze ce să facem. Uh, o să încerc să devin din ce în ce mai profesional și sper să vă placă. Vă doresc o zi frumoasă, la revedere!